FM, pe aceeași frecvență cu tine. Așa, uite că eram cu ochii pe mesajele care... Mamă, Cătăline, știi cum vin poezii din partea ascultătorilor noștri? Ai timp să faci câteva versuri cu motorină, toamnă și mașină? Dacă toamna pui motorină, mașină... Așa. Asta e tot ce poți să... Dacă toamna pui motorină în mașină, da. N-o să-ți dau nici măcar un litru de combustibil pentru versul ăsta. Am înțeles, dar care-i premiul încă o dată? Un plin de combustibil. Un plin de... Băi, ar fi foarte bun. Păi cum? Deci este păi cum? Eu nici nu mai mă uit când trec pe lângă stațiile alea, nu mă mai uit. Ultima dată am pus de vreo 300 de lei. Ai rezervorul mare, domnul Striblea. Așteptăm să vin 40 ceva de litri. Tu cât pui? Ba da, tot 40 de litri intră și la mine, da. Așteptăm să vină toamna plină. Așteptăm ca toamna să fie plină cu motorină în mașină. Ca să-mi dea Radu motorină. Toamna ca plină, să-mi dea Radu motorină. Merge? Ceva de genul ăsta. Mă rog, o să ne ocupăm imediat, o să oferim plinul de combustibil. Acum... vorbim despre ce s-a întâmplat acum pe scena politică. Începe rațiunea zilei. Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM. Prieten, președintele Iohannis a convocat consultări cu partidele la Cotroceni chiar pentru ziua de luni, adică pare că se grăbește. Dar de unde graba asta, că anunțase că nu se întâmplă nimic până joia următoare, sau am înțeles eu prost? Că trebuie să fie, era ceva chipzuit, nu? De-abia săptămâna următoare, a zis el. E, luni există această invitație, de unde graba asta? Pentru că suntem în plină pandemie și foarte trist, valul 4 ne-a lovit foarte rău, spune președintele, și nu putem sta fără guvern, a zis domnia sa. Sunt decis să căutăm o soluție. Nu putem sta în plină iarnă, în criză pandemică, fără guvern. Criza prețurilor la energie nu a fost generată de noi, e o criză globală, dar încercăm să-i facem față. Na, vezi ce vorbea lumea, în general, așa prin sat? De mult timp. Ajuns și la președinție și a zis, domn președinte, sunt mai multe crize aici, nu ne grăbim? Trebuie să chipzuim. Acum, despre restul, ceea ce se va întâmpla în minutele următoare aici este cum s-a exprimat domnul președinte teoria chibritului. Ca asta a zis, am văzut mulți comentatori care stau și vorbesc despre cum o să fie guvernul ăsta, dar pe mine nu mă interesează teoria chibritului. Spune domnul președinte, eu voi căuta un guvern responsabil. Ăsta a fost răspunsul la întrebarea, sunteți de acord cu un guvern minoritar PNL sprijinit de PSD? Asta e teoria chibritului. După care a mai zis domnul președinte că USR e probabil cel mai rău lucru cu putință. Atât de rău s-a supărat pe USR? Părea că aruncă paltonul, așa era. A fost domn președinte, pentru că tot ce s-a întâmplat din discurs rezultă că s-a întâmplat din cauza USR. USR, care s-a dat mare partid reformist, a abandonat guvernarea din motive de ei știute, ceea ce nu a fost bine, spune președintele, însă pentru USR nu a fost suficient, eu continui citatul, s-a aliat cu PSD și AUR și au dărâmat guvernul. Acum trebuie să găsim o ieșire din această criză și înțeleg, zice domnul președinte așa din discurs, că guvernul ăsta va fi făcut de niște oameni responsabili, care sigur pot fi alții decât USR, pentru că tocmai s-a arătat că sunt irresponsabili. De unde eu deduc aici, din șirul ăsta de formulări pe care domnul președinte le-a avut astăzi, că nu ar favoriza sau nu înclină către refacerea coaliției dintre PNL și USR. Mie așa îmi sună. Sau poate fi o tactică de negociere, adică să bată până ca să creeze zgomot, mulți să-i demobilizeze pe cei de la USR, nu-mi dau seama exact. Nu pare domnul președinte dispus să facă concesii USR-ului care a ieșit din alianța asta. Care ar fi concesia? Ar fi să nu-l mai numească pe domnul Câțu, să nu-l mai menționeze. Păi da, asta ar fi singura chestiune. Probabil că din acest motiv domnul Klaus Iohannis a și anunțat eșecul negocierilor de luni. A spus, domnule, nu știm dacă prima rundă va aduce o soluție, dar sunt decis să găsim o soluție. Asta e exprimarea, v-am citat-o ca atare.
Bun, nu pleacă încrezător la drum. Este posibil și de altă parte ca partidele să vină fără propunere, așa înțelegem din mai multe zone, să vină fără propunere de premier și asta sigur că va duce la un blocaj. Probabil că la jumătatea săptămânii, că înțeleg că mai e o vizită undeva în străinătate, va veni o a doua rundă de negocieri și, sincer să vă spun, nu pot să intuiesc soluția pe care o va alege, așa cum nimeni de pe scena politică în acest moment nu știe exact care e planul domnului președinte. Nu are multe lucruri la dispoziție pentru prima numire, adică poate să pună un premier de la PNL și să roage să constituie o coaliție cu ajutorul unor oameni de la USR Plus. De la PSD nu cred că va pune vreodată, adică n-a făcut-o până acum. Ce propunere are domnul Ciolacu? Vine domnul seara Ciolacu, la Europa FM. Exact, și poate va fi interesant. Domnul Ciolacu, știți că are și o propunere legată de un guvern din ăsta de specialiști, sau să zicem un guvern de Uniune Națională, care să fie susținut de mai multe forțe. Domnul Rafila, prim-ministru? Da, e posibil și asta. O să vedem ce spune domnul președinte, căci încă o dată toate cheile se află acolo. Și eu aș pune mâna în foc că nu are deocamdată ceva concret sau o soluție luată. Probabil că va vedea după ce stă de vorbă cu partidele. Singurul lucru bun din tot ce ne-ai spus este că se mișcă puțin mai repede lucrurile și cu toții așteptăm un guvern responsabil, nu? Care să ia niște măsuri responsabile, să trecem cu bine peste iarna asta, care, uite, ne-a zis tot domnul președinte că vine, e foarte aproape și... Suntem deciși. Da. Să facem toate lucrurile astea. Îmi pare rău că nu vă pot da mai multe vești, dar sincer să-ți spun, în atâția ani de urmărit activitatea partidelor politice, puteam să mai intuiesc unele mișcări sau anumite jocuri politice erau previzibile și aveau sens. Și în perioada lui Traian Băsescu, și în perioada lui Ion Iliescu și, desigur, ce a mai fost mai înainte. Actuala situație politică din România, adică destructurarea coaliției de dreapta de la vârful ei, adică de la președinte și premier, pentru mine este în continuare un nonsens și încă îi caut un scop și o menire a acestui lucru, adică încă sunt curios să văd unde au vrut să ducă toată această chestiune. Cătălin Striblea, mulțumim pentru comentarii. Mâine te așteptăm în direct cu ediție din Brașov, Deșteptarea României. Da, știu ceva care va înfierbânta toată țara. Trebuie să discutăm cu Alen Coliban și vreau să văd și eu cu ochii mei. Deci înțeleg că la Brașov, în centru, s-a băgat limită de 30 la oră? Da, e primul oraș din România care preia modelul european, pentru că asta ne va paște până la urmă pe toți. Cam toate orașele europene. Te pomenești că scoate și mașinile diesel. Pregătiți-vă, prieteni, că vine reforma peste noi. O să discutăm și noi pe drum cu prioritate despre măsura asta din Brașov chiar astăzi. Cătălin, mulțumesc. Și ai grijă cu ce amestec. Da, asta mi-o amestec.